Juri. Să respect Constituția și legile țării și să fac bună dorință tot ce scâmp cu trepte și priceperea mea. Bete, bine loc, că tot loc omenești așa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Au depus jurământul număr de 15 consilieri locali. Nu sunt consilieri care au refuzat să depună jurământul. Ce-am promis în campanie și chiar mai mult de atât să facem în folosul dumneavoastră. E greu să vorbești după domn primar. E pricebutul. Da. Da. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor. Datorită dumneavoastră ne aflăm noi aici, că ne-ați ales. În slujba dumneavoastră, răspunderea e foarte mare. Am avut funcția de viceprimar 4 ani. Sper un nou consiliu să am același sprijin, să colaboreze în continuare, să încercăm să facem mult mai mult. Să știți că eu nu voi fi doar primarul celor care m-au ales și au votat cu mine să primarul tuturor șelimbărenilor. Diploma de onoare se acordă cu deosebită apreciere domnului Popa Ioan Lucian în semn de mulțumire pentru 20 de ani de activitate în cadrul Consiliului Local. Îți mulțumim, Luci, pentru tot! Principiile din această familie m-au pus să vă citesc acum câteva versuri care mi-au rămas învipărite în minte și vreau să-i anunț pe toți cei care poate au greșit că iert pe toți. Este vorba de scurtă poezie scrisă de Oana Emiliana Alexandrescu. Când un frate îți greșește, răscolind sufletul tău, ia-l în brațe și zâmbește. Ia-te! Să nu-i crezi. Când părintele te ceartă, nu gândi că e cel mai rău. Crede-i vorba înțeleaptă, iartă-i gestul, că nu-i greu. Când un seamăn oarecare rău îți face tot mereu, tu nu-l judeca prea tare. Ia, dă-i firea, că nu-i greu. Când dușmanul rău îți face, mânind pe Dumnezeu, pune-ți sufletul în pace, iartă-i fapta, că nu-i greu. Că iertarea de-i curată îți aduce fericire. Dumnezeu pe toți ne iartă și ne învăluie iubirea. Doamne ajută!